Lui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. Așa cum spuneau și frații, este o mare bucurie când, după o perioadă poate mai lungă, ne-am văzut cu frații și am dorit așa de mult lucrul acesta. Și de multe ori vorbeam cu fratele Mircea la telefon și atunci când îi ascultam vocea, credeam că sunt în mijlocul fraților de aici, de la Timișoara, din biserica aceasta și din locul acesta frumos și minunat, unde am trăit și altă dată împreună alese și sfinte bucurii. N-aș vrea nici să vorbesc și prea mult, aș vrea doar să cânt o cântare, pentru că sunt frați mulți și timpul trece așa de repede când bucuria este mare și când ești presat de timp, timpul parcă trece și mai repede. Dar vreau să spun numai atâta, ca și omul acela de pe undeva din Moldova, venit la Sibiu, în timp ce frații cântau și vorbeau, el se plimba așa printre oameni și zicea: se merită, se merită, se merită. Și iar se întorcea și iar spunea, așa, cu voce mai tare, auzind toți cei din prejurul său. Și cineva la un moment dat l-a întrebat: frate, ce-s cu vorbele astea? Ce se merită? Ce-s vorbele astea? De unde le-ai mai scos? De unde le-ai adus? Și atunci fratele acela a spus mai departe povestea lui, că de fapt auzise și își dorise așa de mult, ani de zile, să ajungă la mormântul părintului Iosif, dar fiind mai sărăcuț, avea doar o vacă pe care a vândut-o și cu banii a venit la Sibiu, la mormântul părintelui, la adunarea de Rusalii. Și văzând el așa mulțime de frați și atâta dragoste și cântare și lacrimi și vorbe alese și sfinte, a început să spună acele cuvinte și nu se mai prea putea opri. Se merită, se merită. Se merită că am venit și noi în seara asta aici, împreună cu frații, să ne bucurăm. Aș fi vrut să spun mai multe, dar ceea ce ne-au spus părinții noștri și frații noștri și înaintașii noștri și ce am ascultat noi în adunările noastre și în bucuriile noastre, frații noștri au spus adevărul și n-au mințit niciodată. Așa spunea copilul acela găsit într-un parc de un om, murise mama, mai înainte tatăl și fratele, rămăsese fără nimic într-un parc dezbrăcat și flămând și aștepta pe cineva. Și când omul acela trimis de Dumnezeu l-a întrebat: ce aștepți? Cine ești tu? Ce ai pățit? De ce stai seara târziu aici în parcul acesta? Acum toamna, e frig și rece. Mi-a spus mama mea că ea se duce la Dumnezeu, dar să stau cu minte și să aștept, că și Dumnezeu va veni și la mine. Și am venit aici în parcul acesta să-L aștept și să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dacă vine El sau trimite pe cineva. Sigur că omul a luat acasă și i-a spus: pe mine m-a trimis Dumnezeu aici să mă întâlnesc cu tine, să te iau la casa mea. Frații noștri ne-au dăruit atâtea bucurii în adunările noastre, în biserica noastră, în credința noastră, și frații noștri nu ne-au mințit niciodată. De ce îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate bucuriile pe care mulțumesc și eu că Dumnezeu din lumea cea neagră și întunecoasă m-a scos și pe mine. Și sunt aici astăzi împreună și fericit cu dumneavoastră. Aș vrea să cânt o cântare. Întările spun întotdeauna, spuneau frații și părinții, o cântare face poate de multe ori mai mult decât o predică. Întotdeauna am cântat cântările, nu pentru că am vrut eu să fiu cineva, dar am înțeles că dacă Dumnezeu îți dă un dar și o dragoste, nu trebuie să o îngropi. Chiar dacă sunt poate mulți care găsesc fel de fel de observații, am fost și judecat și dus prin sfaturi și judecat, dar Domnul mi-a spus să merg mai înainte. Că știa ce ne-a dăruit noi, El în această comoară, în această bijuterie a oastei Domnului, cântările și vorbirile și tot ce avem noi, mi le-a dăruit ca să le ducem mai departe, să le transmit,
transmitem mai departe. N-aș vrea să vă spun despre aceste lucruri, dar aș vrea să vă cânt o cântare frumoasă. Totdeauna le spun lui frați, am o cântare nouă, dar frații au ascultat-o din pruncie și au crescut cu aceste cântări. Dar noi când le descoperim, cei care am venit mai apoi la oaste, în fronturile oastei, mi se par că toate sunt noi, toate sunt frumoase și deosebite. Chiar dacă nu le cântăm noi, poate așa cum ar vrea unii, dar vrem ca aceste cântări să ajungă la suflet, la sufletul acelor care ascultă și care îi rugăm. Și Dumnezeu îi roagă și așteaptă să se întoarcă la El. Cred că e si bemol major. Lume negustor de rele, lume negustor de rele, cum mai înșelat cu ele. Promis de toate cele și mi-ai dat amare și jele. Thank you.